Având în vedere particularitățile sezonului rece, dar și vulnerabilitățile sociale pe care le implică, polițiștii acționează în această perioadă pe raza întregului județ în comunitățile defavorizate pentru identificarea persoanelor care se află în situații de risc infracțional sau victimal, vizând totodată identificarea minorilor sau altor persoane defavorizate care nu au condiții conforme de dezvoltare fizică și psihică, în vederea sprijinirii acestora prin intermediul instituțiilor de protecție socială și cu atribuții în domeniu. În data de 6 decembrie, secția 9 Poliție Rurale Șcheia a organizat și executat o acțiune preventivă pe linia identificării abaterilor la prevederile OUG 97 din 2005 republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor. În cadrul acțiunii au fost legitimate 147 de persoane și au fost consiliate 11 persoane identificate în situații de risc, fiind incluse în programele de asistență socială. Au fost legitimate 4 persoane străine în localitate, fiind dispuse măsuri de reglementare a șederii. Cu sprijinul lucrătorilor din cadrul primăriei comunei Șcheia, autoritatea tutelară și poliția locală Șcheia, precum și a lucrătorilor din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava, au fost efectuate vizite la un număr de 12 familii, în scopul prevenirii delicvenței juvenile și victimizarea minorilor, ocazie cu care au fost identificate 2 cazuri noi de neglijență în familie, în 2 familii de pe raza comunei Șcheia. Iar în funcție de datele obținute în urma monitorizării acestora, urmează a fi demarate demersurile procedurale în vederea instituirii unor măsuri de protecție pentru copii. Totodată, polițiștii împreună cu ceilalți lucrători participanți au oferit familiilor nevoiașe mici cadouri, constând în articole de îmbrăcăminte și alimente familiilor defavorizate și care, în urma monitorizării activității, au depus eforturi pentru a asigura prezența la școală a copiilor.